Ok, această dimineață este deosebită în multe feluri, însă este deosebită, cu totul deosebită, pentru că prezența Domnului este cu noi și noi credem că ea este proaspătă în fiecare duminică, prin Duhul lui Cel Sfânt și prin Cuvântul Său. Este deosebită și pentru că vreau să vă prind mai proaspeți și să începem direct cu Cuvântul lui Dumnezeu, după închinarea noastră. Așa că am să vă invit să vă ridicați în picioare și să dăm ascultare Cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl vom citi din Cartea Iosua, din primul capitol, primele 11 versete. Deschideți scripturile împreună cu mine în Cartea Iosua, primul capitol, primele 11 versete. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, astfel: Moise, robul meu, a murit. Acum, dar, traversează de îndată Iordanul împreună cu tot poporul acesta spre țara pe care o dau israeliților. Vă voi da orice teritoriu peste care va trece talpa piciorului vostru, întocmai cum i-am promis lui Moise. Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban și de la râul cel mare, râul Eufrat, cuprinzând toată țara hitiților până la Marea cea Mare, în apus. Nici un om nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot așa voi fi și cu tine. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Fii tare și curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor țara pe care am jurat că le-o voi da părinților lor. Fii deci tare și foarte curajos, veghind să împlinești toată legea pe care ți-a poruncit-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi oriunde vei merge și vei prospera. Oare nu te-am împuternicit eu? Fii tare și curajos, nu te teme și nu te înspăimânta, fiindcă Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde vei merge. Iosua le-a poruncit conducătorilor poporului următoarele: treceți prin tabără și porunciți poporului să-și pregătească provizii, căci peste 3 zile veți traversa Iordanul ca să intrați și să cuceriți țara pe care Domnul Dumnezeul vostru vă va da în stăpânire. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Să ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, spălați în sângele lui Hristos, înviați din moarte la o viață nouă, cu nădejdea vie în sufletele noastre că vom ajunge să locuim pentru veșnicie împreună cu tine. Ne plecăm înaintea ta și cerem astăzi să deschizi cuvântul tău prin Duhul tău înaintea inimilor noastre însetate. Vrem să te cunoaștem, Doamne, în mijlocul pustiurilor noastre. Și astăzi cuvântul tău pe care l-ai rostit lui Iosua odinioară răsună: sfințiți-vă astăzi, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Doamne, inima mea, ca slujitor al tău, tresaltă de bucurie în anticiparea anului care urmează, a tuturor lucrurilor bune pe care le-ai pregătit pentru poporul tău, pentru viața mea, pentru casa mea. Și doresc să mă dăruiesc ție cu credință și îndrăzneală să le apuc, să intru în ele, și cer același duh de credință și îndrăzneală peste poporul tău. Dacă sunt oameni blocați în necredință, în îndoială, în legături de orice fel, mă rog, Doamne, ca să folosești predicarea cuvântului tău, ca să ne ațintești ochii spre țara pe care o avem de cucerit și mai ales să ne dezlegi inima, ca să putem să ne încredem total în tine. Te invit prin Duhul Sfânt, în numele lui Iisus Hristos, Tată, să-ți faci lucrarea și în această dimineață. Amin. Ocupați locurile.
În mod sincer, intenționam ca predica de astăzi să completeze predica de data trecută, însă am simțit că împărtășia cu Domnul din această săptămână, că nu pot să las nici a treia parte, pe care voiam să o las puțin în aer, și că și duminica viitoare ne vom preocupa tot cu tema tranzițiilor. Duminica trecută, provocarea a fost să îți accepți tranziția. Duminica aceasta, provocarea cuvântului țintește spre inimile noastre și chemarea este predă-ți inima. Iar duminica viitoare, prin mila lui Dumnezeu, cuvântul ne va chema să ne cucerim teritoriul pe care Dumnezeu ni-l pune înainte. Însă nu putem porni la cuceriri în afară până când nu ne predăm în lăuntru. Așadar, ne preocupăm acum cu tranzițiile din viața noastră și astăzi în special cu inima noastră. Tranzițiile sunt acele perioade nedorite din viețile noastre care ne fură un trecut în care am fi dorit să mai rămânem și ne forțează într-un viitor care nu știm cum va arăta. Între timp, adeseori, tranzițiile ne jefuiesc de câte un bun de mare preț în viața noastră. De cineva drag, de sănătate, de bani, de o slujbă, de confort, de bună reputație și așa mai departe. Aceste cataclisme ne împing în niște pustiuri pe care nu le-am fi ales de bună voie, dar pe care Dumnezeu, în suveranitatea Lui, le-a ales pentru noi. De ce? Nădăjduiesc să descoperim și mai bine astăzi lucrul acesta, răspunsul la această întrebare. În săptămâna aceasta, citind mai departe printr-un ghid al istoriei creștinismului de la Casa Cărții a lui Jonathan Hill, prin care îmi împrospătez istoria bisericii, am dat peste un episod care tare bine s-a potrivit cu această tema a tranziției, așa că vreau să facem o mică lecție de istorie. Locurile pe care o să le menționez, o să le cunoașteți. Nu din cărțile de istorie, ci de la agențiile de turism, unde ne facem booking-ul pentru diverse ieșiri all-inclusive câteodată. Este vorba despre un moment mai puțin cunoscut, dintr-un secol mai puțin interesant din istoria bisericii, secolul XIV. Imperiul Bizantin, care era sinonim cu creștinismul ortodox, răsăritian, și care era ultima rămășiță a Marelui Imperiu Roman, își trăia ultima parte a vieții sale ca imperiu. Centrul era la Constantinopol, Istanbul. E plin turnout-ul de Istanbuluri, Antwerpenul și Bruselul la fel. În peninsula Anatolia, și de asta ați auzit, nu-i așa? În această perioadă, în secolul XIV, a apărut o nouă amenințare pentru Imperiul creștin bizantin, Imperiul Otoman, și de ăștia ați auzit. Ăștia de vârsta mea ați învățat istoria și știți câte bătăi de cap ne-au dat în urmă cu câteva secole românilor și nouă în urmă cu câteva decenii la școală, Imperiul Otoman. Dacă până în momentul respectiv turcii reușiseră să ocupe partea estică a peninsulei Anatolia, în acest secol ei au reușit să cucerească toată peninsula Anatolia. Interesant însă este felul în care s-a petrecut această rupere a barierelor prin care Imperiul Otoman a reușit să cucerească Imperiul Bizantin. Tot procesul acesta de cucerire a peninsulei Anatolia a început în anul 1354, când un oraș numit Gallipoli, care era situat nu în zona unde Imperiul Otoman se învecina cu cel bizantin, ci în partea cealaltă, la o aruncătură de corabie de Constantinopol, în zona continentală, acest oraș, în urma unui cutremur,
s-a prăbușit și a căzut tot în ruine. Otomanii, întreprinzători, au urcat pe corăbii, au navigat pe Marea Mediterană și au cucerit fără luptă, au ocupat un oraș în ruine. L-au reclădit și a devenit locul de unde au început ofensiva prin care în următorii 50 de ani au cucerit toată peninsula Anatolia în jurul Constantinopolului, iar mai târziu, după încă 50 de ani, au cucerit și Constantinopolul și l-au cucerit definitiv. Atunci a căzut cu totul Imperiul Bizantin. Totul a pornit de la o cetate în ruine de care a știut să profite otomanii. Tranzițiile sunt cutremure pe care Dumnezeu le trimite sau le permite peste viețile noastre și în urma cărora va profita fie Dumnezeu, fie Satana. După un astfel de cutremur, hotarul, granița de despărțire dintre împărăția Întunericului și împărăția Luminii nu va mai fi la fel în inima ta. Pentru că dacă nu știai, granița dintre împărăția Întunericului și împărăția Luminii nu trece pe aici, prin clădirea Bisericii de Ogloria, ci trece prin inima fiecăruia dintre noi. Acolo se câștigă bătălia Luminii împotriva Întunericului sau bătălia Luminii, Întunericului împotriva Luminii. După un astfel de cutremur, inima ta nu rămâne la fel. Granița se schimbă. Nu are cum să rămână la fel. Peste ruinele unei vieți care printr-un cutremur intră într-o perioadă de tranziție, nu se poate ca echilibrul dintre întuneric și lumină să rămână la fel. Ori una, ori cealaltă va câștiga teren. Când un credincios intră într-un cutremur, nimeni nu știe cu siguranță cum va ieși el de acolo. Nimeni nu poate să garanteze nimic. Citim istoria lui Iov și ne încântă. Știți de ce ne încântă? Pentru că n-am trăit-o și pentru că n-am trăit-o la pas cu Iov. Pe soția lui Iov nu l-a încântat istoria lui Iov. Pentru că a trăit-o la pas cu Iov. Noi știm deznodământul, de aia ne încântă. Dar în vremea când lucrurile s-au întâmplat, nimeni nu știa. Doar Dumnezeu. Dumnezeu însă știe și tace. Iov nu știa, soția lui Iov nu știa, prietenii lui Iov nu știau. Niciunul dintre ei nu știa dacă Iov va ieși biruitor sau dacă va muri blestemându-l pe Dumnezeul pe care l-a slujit toată viața. Nimeni nu știa. Nimeni nu știa în acest pariu dintre Dumnezeu și Satana dacă Iov va ieși sau nu va ieși câștigător. Pe pământ, în cer, Dumnezeu știa. În cer, Dumnezeu știa. Abia finalul a descoperit că Iov a ieșit mai curat, ba chiar dublu binecuvântat în plan material. Însă, când un credincios intră într-un cutremur, nimeni nu știe cu siguranță cum va ieși credinciosul din acel cutremur. Ce știm cu siguranță însă în fața tranzițiilor noastre sunt următoarele lucruri. 1. Tu, credinciosule, care printr-un cutremur de un fel sau de altul a intrat într-o nouă etapă a vieții tale, nu vei ieși la fel din această tranziție. Spre bine sau spre rău, tranziția în care ești te va schimba. Al doilea lucru pe care îl știm cu siguranță este că Satan nu va sta pasiv în fața acestui cutremur, în fața ruinelor care s-au petrecut în urma cutremurului respectiv în inima ta, în viața ta. Satan nu va sta pasiv. El va căuta ca să ocupe teritoriile tale lăuntrice. În al treilea rând,
Dumnezeu va sta uneori aparent pasiv față de tranzițiile tale. Pentru că Dumnezeu vrea să îți încerce inima. Vrea să știe dacă până și în aceste perioade rămâi tare în întuneric lângă ceea ce ai cunoscut în lumină. Rămâi tare lângă Dumnezeul tău și îți pui încrederea în El până și în aceste pustiuri. Dumnezeu uneori va sta pasiv, aparent pasiv, ca să-ți testeze inima. Și al patrulea lucru pe care îl știm cu siguranță este că tranziția nu se sfârșește atunci când se schimbă circumstanțele exterioare, când revii la trecutul tău mult dorit. Uneori nu se vor schimba circumstanțele niciodată și nu te vei mai întoarce niciodată la trecutul după care tânjești. Însă tranziția se sfârșește în momentul în care lăuntric te supui lui Dumnezeu, te încrezi lui Dumnezeu, pui mâna ta în mâna Lui și spui: Doamne, orice-mi dai, voi duce. Cu mulțumire, cu bucurie, pentru că știu că mă conduce înspre o nouă etapă a vieții mele în care vrei să faci o lucrare nouă, indiferent cât de absurdă mi se pare metoda pe care o folosești. Nu e așa că Duhul din voi confirmă ceea ce vă spun? Nu e așa că Duhul lui Dumnezeu vorbește? Am ascultat vara asta mărturia unei misionare, nu am reușit să-i rețin numele. Acum era în vârstă, avea o față care radia de o pace adâncă, de calm, de prezența lui Dumnezeu. Și sora aceasta misionară vorbea despre acel moment din tinerețea ei, ca misionară dedicată Domnului, în care a fost violată. În misiune pentru Dumnezeu, violată. Pustiul în care a intrat, întrebările care i s-au ridicat. Acel moment, îmi amintesc din mărturia ei, în care spune ea: mă plimbam, plângeam și strigam către Dumnezeu, spunând: Doamne, de ce? M-am pus la dispoziția Ta, m-am dăruit Ție, de ce? Is it worth? Se merită? Și Duhul lui Dumnezeu a oprit-o și a spus: stai, ai greșit întrebarea. Și inima ei, captată de vocea Duhului, a spus: cum adică, dar care e întrebarea corectă? Și Duhul în inima ei a spus: întrebarea nu este is it worth, se merită. Întrebarea este: am I worthy? Merit eu? Sunt eu vrednic de încrederea ta până și în această situație pe care nu o înțelegi? Sunt eu vrednic să te încrezi în mine chiar și în aceste momente? Sunt eu vrednic să crezi că pot face o lucrare bună până și din această catastrofă din viața ta? Și spunea ea: în momentul respectiv am ieșit din întuneric, în momentul în care mi s-a schimbat perspectiva, în momentul în care am schimbat întrebarea și am început să-L întreb pe Dumnezeu, spunând: Doamne, știu că ești vrednic, descoperă-mi taina acestei lucrări pe care vrei să o faci în viața mea. Dumnezeu este Cel care m-a vindecat și a urmat o viață de rodnicie. În locul vieții pe care Satan ar fi putut să o aibă, o viață de blocare, în acel eveniment, în acea situație catastrofică din viața ei. Iată marea întrebare a tranziției în care ești. Este Dumnezeu vrednic de încrederea ta chiar și acum? Este Dumnezeu pe tron chiar și acum? Merită El chiar și acum să renunți emoțional la trecutul tău, să-ți pui mâna în mâna Lui și să te avânți spre noua lucrare pe care El o face în viața ta, în timp ce te-a lovit în coapsă ca să șchiopătezi acolo toată viața ta, în timp ce te-a atins în trup, în reputație, în familie, ți-a luat pe cineva drag? Merită Dumnezeu ca să mergi împreună cu El mai departe spre un viitor nou pe care El ți-l pregătește? Merită? Marea întrebare a tranziției tale.
În timpul pe care l-avem înainte, vreau să vă ofer câteva ancore concrete care vă pot ajuta în perioada tranziției voastre. Și prima dintre ele este aceasta. Nu există pustiuri întâmplătoare. Pustiuri fără stăpân. Iar stăpânul oricărui pustiu este Dumnezeu, atotputernicul, prea bunul, Tatăl tău. Nu numai grădinile au stăpân, ci și pustiurile au un stăpân și stăpânul este Dumnezeu, care este Tatăl tău. Știu, cu mințile noastre înguste, noi nu putem să cuprindem, nu poate să încapă în ele aceste două adevăruri paradoxale. Cum adică o pustie care îmi provoacă atâta suferință să încapă în mintea mea cu un Dumnezeu atât de bun? Renunță la mintea ta și crede-L pe Dumnezeu. Dacă nu încap aceste două lucruri în mintiuța ta îngustă, renunță la mintea ta și încrede-te în adevărul pe care cuvântul îl proclamă. Nu-i căuta scuze lui Dumnezeu. Nu demonii ți-au făcut viața așa. Nu oamenii sunt împotriva ta. Nimeni n-ar putea să se atingă de tine dacă Dumnezeu nu i-ar da voie. Înseamnă că Dumnezeu este stăpânul pustiului prin care treci. Înseamnă că Dumnezeu vrea și poate să facă ceva bun. În aceeași cântare a lui Moise, în care Dumnezeu este descris ca mama vultur, vă aduceți de data aminte de data trecută, mama vultur care mai întâi își lasă pui în cădere liberă din cuib după ce le scutură cuibul și după aceea tot ea intră sub pui și îi poartă pe aripi, în aceeași cântare a lui Moise, Dumnezeu este proclamat astfel, vă mai dau câteva versete, versetul 4, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. Versetul 6, nu este El Tatăl vostru, Creatorul vostru, Cel ce v-a întocmit și v-a dat înfățișare? Versetul 9, partea Domnului este poporul Lui, Iacov este moștenirea Lui. Însă, în aceeași cântare a lui Moise, în care Dumnezeu este descris astfel, Dumnezeu însuși vorbește despre sine și spune următoarele cuvinte. Ascultați cu atenție. Vedeți acum că eu însumi sunt El, acest Dumnezeu. Nu mai există un alt Dumnezeu în afară de mine. Eu dau la moarte și tot eu aduc viața. Eu zdrobesc și tot eu vindec și nimeni nu se poate salva din mâna mea. O imagine a lui Dumnezeu de care ne ferim. Pentru că nu știm cum să-L mai scuzăm pe Dumnezeu pentru relele care ni se întâmplă. Nu-L scuza! El rămâne stăpân și El știe ce face. Nici Satan nu mișcă un deget dacă Dumnezeu nu-i dă încă un metru de lanț. Dumnezeu este stăpânul pustiului prin care treci. Nu-L scuza, supune-te Lui, încrede-te în El, El face o lucrare bună. Și cel care zdrobește este cel care vindecă și dacă te dă la moarte, te dă ca să rămână în moarte ce e rău în tine și să reînvie ceea ce este și te pregătește pentru viața veșnică, ceea ce e compatibil cu nădejdea pe care l-a pus-o în tine. Dumnezeul nostru este în ceruri. El face tot ce vrea. Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Știți cum citim noi versetul ăsta? Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Ce mai poate?
să stea să-și plângă de milă, să stea să tencuiască pereții lui cu lacrimi, ai cămăruței lui, pentru că Dumnezeu l-a părăsit. El cu idolașul de sine în cămăruța lui, plângându-și de milă, Dumnezeu e stăpân în alte părți. Nu, Scriptura spune, când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Domnul este în templul său cel sfânt, Domnul este pe tronul lui în ceruri. Ăsta e răspunsul Scripturii. Când temeliile se surpă. Nu spun că e ușor să le ținem pe cele două împreună. Suferința tranziției și faptul că Dumnezeu e stăpân și rămâne bun. Nu e ușor. Dar aici este lucrarea credinței. Și aici este taina biruinței noastre. Pentru că în tranziție tu nu ai treabă cu demonii. Tu nu ai treabă cu oamenii. Tu nu ai treabă cu cei de pe lângă tine. Tu nu ai treabă cu sfinții din biserică, din grupul de părtășie, cu soțul, soția ta, copiii tăi, părinții tăi. Tu nu ai treabă cu ei. Tu ai treabă cu Dumnezeu și Dumnezeu are treabă cu tine. Când te trimite sau îngăduie Dumnezeu pustia în viața ta, Dumnezeu vrea să-ți capteze atenția, îi face bine să-i acorzi atenție. Prima ancoră, Dumnezeu este stăpân peste pustiurile noastre. A doua ancoră în tranzițiile noastre, indiferent ce alte rosturi va fi având această pustie în care ești, primul rost al acestui pustiu este să-ți schimbe inima. Pustiurile pot fi, n-am timp să ilustrez din istoria poporului Israel, pustiurile pot fi revelatorii. Dumnezeu, în loc să îi ducă pe israeliți scurt prin țara filistenilor, direct în țara promisă, spune Exod, capitolul 14, dacă nu mă înșel, i-a dus prin pustie. De ce? Pentru că voia să-i atragă pe egipteni, să-i înnece Marea Roșie și să-și arate slava. Pustia ale revelației în care Dumnezeu spune, îți dau un pic de pustie ca să-mi arăt eu slava mea și să ții minte toată viața. Pustiurile pot fi pustiuri pedagogice. I-a ținut Dumnezeu aproape un an jumate la muntele Sinai, în pustia Sinai, staționând pe loc, în timp ce ei ziceau, unde-i țara promisă? Vrem în țara promisă! Dumnezeu, nu, nu, nu! Trebuie să vă învăț legile mele, eu nu vreau să port într-un Canaan nou un popor vechi de robi, vreau să duc o națiune de preoți. Și a ținut într-un pustiu, o școală a pustiului, ca să învețe legile lui Dumnezeu, să-i reorganizeze în jurul credinței lor în Dumnezeu. Pustiuri pedagogice. Și sunt și pustiuri punitive. Pedeapsă. Nu vreți să intrați în țara promisă? Vă plângeți de uriaș? Nu vă încredeți în mine că dacă v-am adus până aici vă pot duce în țara promisă? Înapoi în pustiu 38 de ani, până veți muri toți, copiii voștri vor intra în țara promisă. Pustiuri ale pedepsei. Indiferent care e scopul și rostul pustiului în viața ta, unul este sigur. Dumnezeu este în căutarea inimii tale. Dumnezeu vrea să-ți schimbe inima. Tranzițiile sunt spații ale alegerii. Sunt pustiuri ale nesiguranței, ale amenințării, ale pierderii, ale durerii, ale părăsirilor, ale pustiuri în care Dumnezeu ne testează reacțiile. Pustiuri în care Dumnezeu ne întoarce, știți cum întorci o haină pe dos? Bagi mâinile în mâneci, o întorci invers. Asta face Dumnezeu în pustiuri. Ne scoate cu lăuntru în afară. Să nu ne mai putem ascunde. Să fim dezgoliți înaintea conștiinței noastre, înaintea celor dragi din jurul nostru, înaintea oamenilor, ca să nu mai fim cum suntem după aparențe, după spoială. Să fim cum suntem noi într-adevăr. Ne întoarce Dumnezeu pe dos în pustiurile noastre, ca să ne întâlnim cu inimile noastre și să facă Dumnezeu acea lucrare profundă de transformare. Tranzițiile sunt spații ale singurătății. Uneori intri împreună cu alții, cu familia ta, cu biserica, dar fiecare în parte trebuie să aleagă pentru sine.
Oricât am intrat odată într-o tranziție, o tranziție comună care ne afectează pe toți, fiecare este singur în pustiul lui și fiecare trebuie să-și ia propriile alegeri. Unul se sfințește, unul se întinează, pentru că fiecare răspunde diferit la lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în pustiul în care ne introduce. Tranzițiile sunt spații în care tocmai prin presiunea pe care Dumnezeu o îngăduie sau o poruncește peste viața noastră, Dumnezeu ne captează atenția, ne tulbură imaginea de sine, ne fărâmițează idolii, ne întoarce inima pe dos, tulburând realitatea noastră exterioară în care începem să ne ancorăm ca să ne simțim siguri, să ne simțim iubiți, să ne simțim importanți, să ne simțim apreciați, să simțim că avem un rost în lumea asta, tot felul de ancore șubrede în realitate exterioară. Dumnezeu vine și țac, 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 ne taie toate cârjele. Ca în felul acesta să ajungă împreună cu noi la realitatea noastră interioară, pe care o reașează după voia Lui, o reașează în armonie cu destinul nostru pământesc și cu destinația noastră cerească. Asta face Dumnezeu în timpul pustiurilor noastre. Tranzițiile sunt laboratoare ale inimii. Sunt spații brutale în care Dumnezeu a plasat mecanismele cele mai eficiente pentru a prelucra în profunzime centrul ființei noastre, locul unde ne închinăm lui Dumnezeu sau altcuiva, locul în care îl iubim pe Dumnezeu sau altceva, locul în care îl așezăm pe Dumnezeu central sau altceva. Acolo pătrunde Dumnezeu. În timpul pustiurilor noastre, în aceste laboratoare ale inimii. Ascultați, după 38 plus 2, 40 de ani de pustie, interpretarea pe care Dumnezeu o face pustiului poporului Israel în Deuteronom, în capitolul 8. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care Domnul a promis-o strămoșilor voștri. Adu-ți aminte de fiecare drum pe care Domnul Dumnezeul tău te-a condus prin pustie în timpul acestor 40 de ani. Fiți atenți! Ca să te smerească, să te încerce și să cunoască ce este în inima ta. Repet! Ca să te smerească, să te încerce și să cunoască ce este în inima ta și să vadă dacă vei păzi poruncile lui sau nu. Astfel, el te-a smerit, te-a lăsat înfometat, te-a hrănit cu mana de care nu știai nimic nici tu, nici părinții tăi, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Hainele nu ți s-au învechit pe tine, da? Dumnezeu nu te-a scos din pustie. Rugăciunile alea mari ale tale nu le-a ascultat, dar ți-a purtat de grijă acolo. Hainele nu s-au învechit pe tine, picioarele nu ți s-au umflat în timpul acestor 40 de ani, dar nici nu te-a scos Dumnezeu de acolo. Pentru că lucrarea pe care El țintește să o facă este prea importantă. Merită un pustiu. Merită un pustiu lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în inima ta. Recunoaște acum că Domnul Dumnezeul tău te disciplinează asemenea unui om care își disciplinează fiul. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți-L pe Dumnezeu în interpretarea pe care El o dă pustiurilor noastre. Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu țintește spre inima noastră și a treia ancoră pe care v-o dau, al treilea adevăr, prin pustiul tranziției tale, Dumnezeu îți demască și îți demolează idolii trecutului. Acei idoli de care poate nici măcar nu ai fost conștient. Prima schimbare a inimii spre care țintește Dumnezeu este schimbarea poziției tale față de Dumnezeu. Abia când poziția ta față de Dumnezeu se va schimba, se va schimba felul în care te percepi pe tine în pustiul tău, se va schimba atitudinea pe care o ai față de cei din jurul tău, se va schimba comportamentul tău,
Abia atunci când tu îți schimbi poziționarea față de Dumnezeu în timpul pustiului tău. Dumnezeu vrea toată afecțiunea inimii tale și asta caută să obțină. Tranzițiile îți descoperă lucruri față de care ai început să dezvolți atașament emoțional exagerat, nepotrivit, idolatru, lucruri pe care le iubești. Vom avea în 2 săptămâni o conferință cu fratele Mădălin Potoroacă despre dependențe. Și a patra sesiune din ziua de sâmbătă sună ceva de genul acesta, stați să citesc de aici, că să nu greșesc. Trădând Evanghelia cu idole ascunși, bani, carieră, familie, religie, alcool, distracție, frica de oameni și 1000 de alți idoli. Orice în afară de Dumnezeu, orice poate să devină idol în viața noastră. Și spre asta țintește Dumnezeu. Amintiți-vă de patriarhul Avraam. La 75 de ani primește promisiunea nașterii unui fiu. La 100 de ani, după 2 decenii și jumătate, când era un om, spune Cartea Evrei, aproape mort. Soția lui avea 90 de ani, era o bătrână, o babă uscată, incapabilă să mai nască din punct de vedere omenesc. Sper că n-am jignit pe nimeni de 90 de ani dintre noi. Dar din doi oameni aproape morți, spune Scriptura, Dumnezeu i-a dăruit fiul promis. Atât de mult l-a iubit Avram pe Dumnezeu, pe Isaac, încât Dumnezeu, la un moment dat, a devenit gelos. Se pare că Dumnezeu a simțit în inima lui Avram că după 25 de ani de credincioșie, mă rog, cu șchiopătări, cu scăpări, inima lui Avram începe să dezvolte o afecțiune nepotrivită față de un dar potrivit. Ce face Dumnezeu? Îl testează într-un mod absolut cumplit. Îi poruncește să îl ucidă cu mâna lui, aducându-l ca jertfă lui Dumnezeu. Oare chiar îi trebuia lui Dumnezeu sângele lui Isaac? Cu siguranță nu. Lui Dumnezeu însă îi trebuia inima lui Avram, de aceea el atacă idolul lui Avram. Dumnezeu revendică toată iubirea lui Avram, centrul inimii, și de aceea îl introduce într-o pustie scurtă, intensă, care nu s-a încheiat decât în momentul în care Avram a fost gata să meargă până la capăt cu cuțitul în mână asupra idolului său. Asta face Dumnezeu în pustiurile noastre. Hai să mai dau o ilustrație, că am trăit-o pe pielea noastră. Unul din modurile cele mai sănătoase prin care să ne interpretăm lockdown-urile din perioada pandemiei este convingerea mea, un Dumnezeu atât de suveran încât și peste criză și peste autorități imperfecte este suveran. Și au venit lockdown-urile. De ce? Ne-au furat adunările publice. De ce? Interpretarea pe care am dat-o aici la Deo Gloria este: cea mai bună lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în timpul lockdown-ului, este convingerea mea, Dumnezeu a demascat o atașare idolatră față de adunările publice în inimile credincioșilor. Unii deja mă judecați în mintea voastră cum de spune Lucian așa ceva. Cât de mult ne-am dorit să ne vedem, ce frumoasă-i rugăciunea, cântarea poporului lui Dumnezeu împreună. Da, dar poate să devină idol când este dorită prin ea însăși și când relația ta cu Dumnezeu trece prin adunarea publică. Este idol. Adunările publice, ca o cârjă pentru o viață creștină șchioapă. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu ca o cârjă, pentru că nu citești cuvântul lui Dumnezeu în timpul săptămânii.
Rugăciunea efervescentă împreună cu ceilalți cârjă pentru că tu nu te rogi acasă, în cămăruță. Ascultarea mălturilor altora în biserică cârjă pentru faptul că tu de mult ai încetat să ai experiențe cu Dumnezeu. Pentru că nu mai umbli în umblarea credinței, ci umbli prin vedere. Adunări idolatre, o scârbă în ochii lui Dumnezeu. Am dezvoltat un creștinism al aparențelor, unul de paradă, unul de turmă, hai la grămadă. Unde este acea relație personală cu păstorul? Unde? Unde este acea relație personală a păstorului cu fiecare oiță în parte? Trece prin turmă, trece prin predicator, de când? Ce fel de creștinism e ăsta? Pentru că eu îl știu pe cel de care ne-a adus aminte Duhul Domnului în mod atât de frumos și de simplu în urmă cu 2 săptămâni. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și oile mele mă cunosc pe mine. Tot Ioan 10, versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează. Am auzit mai multe mărturii în grupul mic, în timpul pandemiei, prin care frați, surori din mijlocul nostru mărturiseau cum le-a furat Dumnezeu, idolașul adunărilor publice. Și-au învățat să se întâlnească cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dacă stăm în fața unei noi lucrări pe care Dumnezeu o va face și o va face în Biserica de Ogloria, este datorită celor care în perioada aceasta n-au zăcut cârcotind împotriva autorităților și au înțeles că Dumnezeu este stăpân peste lockdown și i-au dat voie să-și facă lucrarea în inimile lor. Și lăudăm pe Dumnezeu pentru toți idolii cu care am dat în cenușă în această perioadă și cerem să avem puterea să dăm mai departe în timpul pustirilor noastre de pământ cu toți idolașii noștri. Pentru ca Dumnezeu și numai Dumnezeu să rămână înalțat. Ar că am trebuit să închei, așa-i? Hai că vă mai dau pe asta doar, această ancoră și după aceea închei. În al patrulea rând, a patrua ancoră, nu vei putea învinge în tranziția ta până nu te desprinzi emoțional de trecut, de iluziile și de melancolia trecutului, acceptând lucrarea nouă pe care tu încă nu o cunoști, dar lucrarea nouă pe care Dumnezeu a pregătit-o și spre care vrea să te conducă. În tranziție, Dumnezeu întotdeauna vrea să ne introducă într-o nouă realitate pe care noi o respingem, ne împotrivim. Spuneam data trecută, ne proptim în ușorii ușii și nu vrem să intrăm în noua realitate, noua etapă de rodnicie în care Dumnezeu ne conduce pentru că ne sperie ușa prin care trebuie să trecem. Emoțional, noi vrem în vechea cameră. Emoțional, noi vrem să rămânem acolo. E dificil, e unul din cele mai dificile lucruri să ne readaptăm mental la noua realitate, să ne readaptăm emoțional la noua realitate în care ne aduce Dumnezeu. Mereu vrem să ne întoarcem la familiaritatea trecutului, la cârjele trecutului. Nu vrem să învățăm să umblăm în noul pe care Dumnezeu ni-l pune înainte. Știți cu toții că toamna trecută am început să predau religie. Sunt de 10 ani în Belgia și Dumnezeu s-a îngrijit ca întotdeauna să am slujba prin care să îmi câștig pâinea pentru familia mea. Însă mi-am dorit mereu în ultimii ani, cu part-time-ul pe care îl aveam la depozitul de lemn, mi-am dorit mereu să fiu într-o slujbă care să fie mai potrivită cu profilul meu, cu pregătirea mea.
Și Dumnezeu m-a condus anul trecut, toamna trecută, și am început să predau religie în școală. Știți, după câteva săptămâni, o lună, două, care a fost sentimentul dominant? Vreau înapoi la lemn. Știu ora la care mă duc, știu ora la care vin. În momentul în care am închis mașinăria, s-a terminat ziua mea de muncă, nu mai am niciun gând pentru munca mea. Vreau înapoi la lemn. Emoțional, tânjam înapoi la familiaritatea trecutului. Dar planul lui Dumnezeu a fost altul și a trebuit să lupt ca să rămân. A trebuit însă să mă desprind emoțional de această tânjire, această melancolie din trecut. Un exemplu biblic care m-a izbit efectiv, uite așa între ochi, în săptămânile astea, în pregătind mesajul acesta, citind Scriptura în 1 Samuel 16, și este exemplul final cu care voi și încheia, Dumnezeu îi vorbește lui Samuel. Îl știți pe Samuel, nu? Marele profet al lui Israel, ultimul dintre judecători, cel cu care se petrece trecerea la monarhie. Poporul dorește un rege. Dumnezeu le dă voie să intre în călăuzirea, sub autoritatea unui rege pământesc, și le și dă regele pe Saul. Însă Saul este nevrednic și curând intră în neascultare, în nesupunere, din frică de oameni, din dorință de succes în mijlocul oamenilor. Și Dumnezeu leapă de pe Samuel, pe Saul. Ăsta e contextul în care Domnul i-a zis lui Samuel, 16:1 Samuel, până când, ascultați cu mare atenție, până când îl vei mai plânge pe Saul, mulțumesc, Samuel 16:1, Domnul i-a zis lui Samuel, până când îl vei mai plânge pe Saul, din moment ce eu l-am respins. Ascultați foarte bine ceea ce se întâmplă aici. Samuel, profetul, este mustrat de Dumnezeu că în timp ce el, Dumnezeul suveran, a hotărât deja să-l lepede pe Saul pentru că el s-a dovedit nevrednic și nedispus să rămână în ascultare de Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu a hotărât deja schimbarea întregii realități, Samuel emoțional a rămas atașat de Saul. El plânge și luptă cu Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu deja a hotărât, s-a încheiat. Intrăm într-o nouă etapă. Și ascultați cuvântul, Domnul i-a zis lui Samuel, până când îl vei mai plânge pe Saul, din moment ce eu l-am respins ca să nu mai domnească peste Israel? Umpleți cornul cu un de lemn și du-te acolo unde te trimit, la Ișai, betleemitul, pentru că pe unul din fiii lui mi l-am ales ca rege. Nu dau doi bani pe sentimentele tale, pe emoțiile tale tânjitoare după trecut. Du-te și fă voia mea, pentru că fac un viitor nou. Mi-am ales un om după inima mea. L-am ales pe David, cu care voi zidi Israelul și voi lăsa peste veacuri o carte a psalmilor, un exemplu de viață, un exemplu de pocăință atunci când calci în străchini. L-am ales pe David, un om după inima mea. Fac un viitor nou. Desprinde-te emoțional de trecutul tău. Asta e lucrul cel mai greu uneori pentru noi. Îl iubea Samuel pe Saul cu o iubire omenească, dar nu cu o iubire sfântă, duhovnicească, supusă Dumnezeului suveran. Atenție ce-ți spun! Cu un om sau cu altul, cu tine sau fără tine, cu mine sau fără mine, planul lui Dumnezeu merge mai departe și merge din putere în putere și din nou în nou. Întrebarea pentru tine este dacă tu mergi înainte cu Dumnezeu, dacă ții pasul cu El, sau dacă rămâi atașat emoțional de situații din trecut, de starea ta din trecut, de starea ta financiară din trecut, de starea trupului tău din trecut, de o persoană din trecut, sau dacă ai puterea emoțională să te desprinzi și să intri în viitorul nou pe care Dumnezeu îl pregătește pentru tine.
Pentru că tu nu poți să-i controlezi pe oameni, nici deciziile oamenilor, dar tu poți să te supui lui Dumnezeu. Alegerile altor oameni împing viața ta în tranziții pe care nu le-ai dorit. Dar Dumnezeu folosește aceste tranziții ca să ceară o schimbare profundă în propria ta viață. Tu ai de ales dacă te atașezi de idolii trecutului sau dacă pășești înainte cu mâna ta în mâna lui Dumnezeu, cel care te va duce în țara promisă. Așadar, încheind, ferește-te de cele două capcane care sunt mai presus de toate în pustie pentru sufletul tău. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și mentalitatea de victimă. Dacă vrei să știi mai multe despre cele două, te invit să mergi să asculți sau să reasculți predica fratelui Sergiu Topală. Din data de, mi-am notat aici, 8 august 2021 la Biserica de Ogloria, o găsiți pe YouTube. Analizată mentalitatea de victimă care se dezvoltă uneori în atitudine de răzvrătire față de Dumnezeu, rezolvă-ți această problemă ca să poți să intri în starea de supunere față de Dumnezeu care te conduce în pustiul de față și vrea să te ducă într-o nouă binecuvântare. Așadar, închei cu versetele 8 și 9 din Iosua 1. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge și vei prospera. Oare nu eu te-am împuternicit? Fii tare și curajos. Nu te teme și nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.